O ploaie torențială care a durat aproximativ o jumătate de oră a creat mari probleme în Brașov. Canalizările nu au făcut față precipitațiilor nici de această dată, iar apele au înnăvălit pe străzi. Mai mulți șoferi au rămas captivi în propriile mașini în mijlocul apelor. A plouat torențial timp de o jumătate de oră, dar a fost suficient pentru a paraliza mai multe zone din Brașov. Cea mai afectată zonă a fost, ca de obicei, cea de la Stadionul Tineretului. Nici de această dată canalizarea nu a făcut față cantității mari de precipitații, iar apele au înnăvălit pe drumuri, transformându-le în veritabile râuri și lacuri. În unele zone, nivelul apei a ajuns până la un metru înălțime. Subsolurile mai multor locuințe au fost inundate și mai multe autoturisme au fost avariate. Apele au pătruns și în mijloacele de transport în comun, care au rămas blocate în trafic, iar pasagerii au rămas preț de câteva minute bune blocați în autobuzele cufundate în întuneric. Și șoferii au avut probleme din cauza apelor. Mai multe mașini au fost luate pe sus de pohoaie, iar pentru a-și salva autoturismele, câțiva s-au urcat cu ele pe sensurile giratorii. Mai multe persoane au rămas blocate în propriile mașini, în mijlocul apelor care ajungeau până aproape de geamurile autoturismelor. Brașovenii au înroșit linia de urgență 112 pentru a semnala probleme legate de inundat. Pompierii au acționat la nivelul întregului oraș pentru a-i ajuta pe cei care au rămas blocați în vehicule și pentru scoaterea apelor din subsoluri.